Dragii mei prieteni, dragi camarazi, de la alegerile parlamentare din decembrie 2012 a trecut puțină vreme. De la alegerile locale a trecut puțin mai mult. N-am avut ocazia să fiu față în față cu dumneavoastră, așa într-o întâlnire, pentru faptul că în tot acest interval de timp, deviza noastră a fost munca în echipă, a fost câștigarea alegerilor locale și, evident, câștigarea alegerilor parlamentare. Așa cum bine știți, alegerile locale au fost câștigate în municipiul Focșani și în județul Vrancea, într-un mod categoric, datorită faptului că am făcut o construcție extrem de serioasă, și anume Uniunea Social-Liberală. Sigur, știu că există multe frustrări, există multe nemulțumiri privind, în general, modul de acțiune al colegilor noștri din Partidul Național Liberal. Dar vreau să vă spun, dincolo de toate celelalte, că și ei au frustrări, nemulțumiri și, evident, diferența ideologică dintre noi și Partidul Național Liberal, de cele mai multe ori și-a spus cuvântul. Important este că am trecut peste toate asperitățile. Am trecut peste toate nemulțumirile și frustrările. Și împreună am câștigat atât alegerile locale, cât și alegerile parlamentare pe raza județului Vrancea. Iar eu vreau să mulțumesc în mod deosebit membrilor și simpatizanților organizației Partidului Social Democrat a municipiului Focșani. Organizația Focșani este cea mai mare și cea mai puternică organizație a Partidului Social Democrat din județul Vrancea. Aproape o treime din numărul alegătorilor din județul Vrancea trăiește în Focșani. Și de aceea vreau să vă încurajez în continuare să depuneți toate eforturile și să depunem toate eforturile pentru ca misiunea noastră, ideologia Partidului Social Democrat, forța noastră de stânga, să demonstreze cât se poate de clar în continuare că Partidul Social Democrat este practic cea mai importantă, Partidul Social Democrat este cel mai important partid după scena politică a județului Vrancea și după scena politică a României. De ce spun aceste lucruri? Noi știm. Suntem puternici. Dar suntem puternici datorită muncii noastre, datorită calităților noastre. Dar cel mai important lucru pentru care suntem puternici este acela că în permanență ne gândim la semenii noștri, ne gândim la oameni, ne gândim la cetățeni. Asta este diferența fundamentală între noi și regimul de tristă amintire condus de Traian Băsescu în România ultimilor ani. Vreau să vă spun foarte clar că activitatea noastră va trebui să continue. Și va trebui să continue de o manieră în care eu am făcut-o aproape în permanență. Și recomand cu forță și cu tărie organizației municipiului Focșani să ajungă la un model de organizare chiar pentru Partidul Social Democrat în România. Pentru că noi știm
Avem forța și putem face acest lucru. Toată activitatea noastră trebuie să meargă către organizare. Trebuie să meargă către deschiderea porților organizației către tineri, către oameni cu competențe, oameni valoroși, oameni care să dea un plus de valoare organizației municipale a partidului nostru. Nu că nu ar exista în organizația municipală asemenea oameni. Slavă Domnului, avem și pentru asta vă mulțumesc. Dar până nu vom ajunge, în realitate, nu așa cum s-a mai întâmplat a rare ori, să fim organizați în unele locuri doar pe hârtie. Trebuie să ajungem la un mod de organizare cu responsabil de scară, de bloc, cu responsabil de sector, de stradă, cu organizații puternice în jurul fiecărei secții de votare, dar organizații care să funcționeze realmente și să participe la viața partidului nostru, nu numai la alegeri. Să participe la viața partidului nostru permanent. Să dezbată problemele pe care municipiul Focșani le are, să dezbată problemele cetățenilor și ele întotdeauna, într-o strânsă colaborare, să fie aduse la cunoștință și să ceară autorităților pe care noi le avem în Focșani, primarului și Consiliului Local în care suntem majoritari, să ceară rezolvarea lor. Pentru că doar prin implicarea personală a fiecăruia vom putea să arătăm că suntem altfel decât ceilalți politicieni din partidele care, din nefericire, au condus România până în primăvara anului 2012. Doamnelor și domnilor colegi, un lucru este clar. Am câștigat. Dar am câștigat nu este echivalent cu rezolvarea problemelor cetățenilor. Vreau să vă spun că orizontul de așteptare al cetățenilor municipiului Focșani este unul foarte mare în perspectiva următorului mandat. Și de aceea vă chem pe toți. Demnitari a organizației municipale, primar, viceprimar, consilieri locali, să ne aplecăm împreună asupra tuturor problematicilor importante ale municipiului nostru. Pe de altă parte, trebuie știut un lucru cât se poate de categoric. Că bugetele administrațiilor locale au fost mutilate într-un mod barbar de guvernele Boc și Mihai Răzvan Ungureanu în ceea ce privește cotele defalcate în ultimii 3 ani și jumătate. De la autoritățile locale din România, cele două guverne, prin diminuarea permanentă a cotelor aferente autorităților locale, au furat administrațiilor locale din România suma de 6 miliarde 700 RON. Deci în fața noastră stă o mare provocare. Acesta este și motivul pentru care eu am candidat și am obținut funcția de președinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. Vreau ca aceste lucruri să nu se mai întâmple în viitor. Și de aceea eu vă spun că autoritățile locale, comune, orașe, municipii, județe, trebuie să devină în realitate părți care lucrează în cooperare cu Guvernul României. Lucrează în colaborare cu Guvernul României. Dar această cooperare și colaborare trebuie să se poarte pe baza respectului reciproc.
Pentru că administrația locală este interfața tuturor cetățenilor României în raport cu problemele pe care le au cetățenii, în raport cu toate problematicile existente și în raport, evident, cu Guvernul Țării. Guvernul Țării, condus de domnul prim-ministru Victor Ponta, președintele Partidului Social Democrat, care vă transmite prin intermediul meu mulțumiri și multă sănătate și fericire pentru izbânda noastră viitoare, izbânda noastră ca politicieni în slujba cetățenilor și fiind capabili împreună să rezolvăm problemele cetățenilor. Doar acest deziderat ne urmărește în fiecare zi din momentul în care am preluat conducerea destinelor țări. Deci Victor Ponta vă salută și vă mulțumește pentru faptul că și datorită dumneavoastră astăzi conducem Guvernul României. Ce am preluat, nu vreau să vă mai amintesc, știți foarte bine. Și am să fac o paralelă. Nu că aș fi un fan al regimului Nicolae Ceaușescu, din contră. Dar pot să vă spun atât ca termen de comparație. Nicolae Ceaușescu și regimul său au împrumutat România cu 26 de miliarde de dolari. Și cu acei 26 de miliarde, totuși, a realizat complexele de creștere a păsărilor, complexele de creștere a porcilor, complexele de creștere a vacilor, combinatele petrochimice și alte câteva lucruri importante în esența economiei naționale și a regimului care atunci conducea România. Dragi colegi, regimul Băsescu și guvernele sale au împrumutat România cu 20 de miliarde de lei și 20 de miliarde de, mă iertați, 20 de miliarde de euro și uitați-vă în jur. Nu se vede nimic. Ăsta este cel mai bun argument și cel mai real argument a modului în care PDL-ul și Traian Băsescu au condus România. 20 de miliarde de euro, din care 5 trebuie să-i plătim doar în acest an, noi, din buzunarele românilor, din sudoarea poporului român, fără să se vadă nimic. Eu cred cu toată forța și cu toată tăria că acest fapt, că aceste lucruri, că această manieră de a guverna țara trebuie să nu mai existe niciodată în viața economică și socială a României. Este inadmisibil și trebuie practic să vedem absolut și să analizăm și să ne însușim această experiență tristă și să nu repetăm niciuna din greșelile guvernelor Partidului Democrat Liberal, ale portocaliilor, care acum, peste noapte, după un dezastru generalizat, s-au trezit la viață și ne dau lecții cum trebuie să arate sau cum trebuie să funcționeze economia românească. Un tupeu inimaginabil și pentru asta, în numele meu și al cetățenilor județului Vrancea, le spun verde în față. Rușine! Rușine! În locul lor, n-aș mai deschide gura
Niciodată. Pentru toate erorile majore, pentru jaful național pe care l-au produs atâta timp cât au fost la guvernare, ei nu mai au voie să deschidă gura în fața istoriei niciodată. Dar vreau să fiți optimiști. Avem un guvern care este preocupat de toate problemele și agenda cetățenilor României. Am promis că vom reîntregi salariile în urma tăierilor cu 25% și am făcut acest lucru. În anul 2013, credeți-mă că banii n-au început să curgă în România așa cum s-ar fi așteptat unii. În fiecare zi, guvernul, ministerele guvernului sunt chemate să mai calce pe un mușuroi de tâlhari, să mai rezolve problemele care crapă în fiecare zi. Pentru că în fiecare zi, datorită guvernelor Boc și Mihai Răzvan Ungureanu, în România crapă ceva. Dar marea mea satisfacție este că Victor Ponta și guvernul încearcă din răzputeri să gestioneze acest dezastru lăsat și în același timp să repare sau să reușească să repare tot ceea ce a fost anormal în această țară. Numai târziu de săptămâna trecută, primarii și toate autoritățile locale din România care aveau probleme cu fondurile europene și mă refer aici cât se poate de clar la faptul că nu vor mai trebui să aștepte pentru că acum nu mai durează decât o săptămână, pot face orice plăți legate de fondurile europene fără să mai stea cu grija că cineva nu le decontează aceste proiecte. E vorba de doar 5 zile. Corect, domnul primar? Da. Evident, 2013 anul marilor provocări. Și cea mai mare provocare o reprezintă modificarea Constituției României, Constituție care a lăsat românilor un gust amar datorită celor care au interpretat această lege în favoarea lor și în defavoarea cetățenilor României. De asemenea, o altă mare provocare o reprezintă regionalizarea țării. Pentru că regionalizarea nu se poate face fără a modifica Constituția. De ce spun regionalizarea? Vreau să înțelegeți foarte clar. Principiul regionalizării nu se referă la scrierea de frontiere sau de granițe. România va rămâne cu toată forța stat unitar, național, suveran și independent. Dar regiunile sunt necesare pentru o mai bună funcționare a autorităților locale. Pentru o mai bună corelare în dezvoltarea comunităților din România. Regionalizarea este necesară pentru a aduce puterea de la București lângă cetățenii. Pentru că, vreau să înțelegeți, nu va trebui ca nimeni, niciun cetățean al județului Vrancea, să meargă la o instituție regională. Toate activitățile autorităților locale vor rămâne la nivelul Consiliului Local, al primarului, al Consiliului Județean, al președintelui de Consiliu. Regiunea va prelua toate activitățile
guvernului. Și aici mă refer la drumurile naționale, mă refer la fondurile europene și mă refer în general la chestiunile legate de dezvoltare regională, astăzi ele fiind atributul Guvernului României. Din nefericire, pot să-ți afirm cu toată tăria că în ultimii 23 de ani niciun guvern al României, indiferent de apartenența politică, nu s-a gândit cu atâta forță și cu atâta putere în sensul rezolvării acestei situații. Vreau să vă spun că n-am inventat noi roata. Noi nu facem altceva decât să punem România, pe care noi o dorim modernă, în matca firească a țărilor din Uniunea Europeană. Pentru că ceea ce facem noi în acest an, în România, alte țări civilizate au făcut acum 100 de ani. Acesta este motivul pentru care țările respective merg într-un fel care ne place, iar nivelul de trai este cel care e, pentru că, evident, și nouă ne place acest lucru. Dar ca și noi în România să ajungem ca cetățenii țării să trăiască în fiecare an un pic mai bine. Pentru că ăsta este motivul real pentru care un partid politic, bărbați de stat, preiau puterea într-o țară. Degeaba preiei puterea dacă nu-i faci pe cetățenii tăi să trăiască un pic mai bine. Dacă nu poți să faci acest lucru, o spui deschis și pleci acasă. N-ai ce căuta la guvernare dacă nu poți să faci viața compatrioților tăi un pic mai bun. Din acest motiv, aceste lucruri fundamentale trebuie făcute în acest an. Și credeți-mă, cu o experiență de aproape 23 de ani, nu am văzut la niciun politician român atâta determinare pentru a moderniza România și pentru a rezolva problemele României, așa cum am văzut și văd la Victor Ponta și pentru acest lucru îl felicit. Stimați colegi, nu va fi ușor. Problemele zilnice, problemele comunitare pe care le avem, nu vor fi ușor de depășit. Dar eu vreau să vă asigur că noi avem vocație de constructori. Avem vocație de oameni care știm să clădim instituțiile statului și să clădim viitorul cetățenilor noștri. Cu acest prilej vreau să-i mulțumesc și modului în care domnul primar Decebal Bacinski a lucrat și a tratat problemele cetățenilor municipiului Focșani de la înălțimea și valoarea Partidului Social Democrat. Fapt pentru care vreau să-i mulțumesc. Dar nu este de ajuns. Avem nevoie de mai multă determinare. Avem nevoie să rezolvăm lucrurile. Și știm foarte bine care este situația în administrație. Salariile sunt mici și oamenii fug și nu vor să vină în administrație. Dar vă dau o veste bună, domnule primar, și vă dau o veste bună și Consiliului Local. Prin eforturile pe care le-am făcut în ultima perioadă, împreună cu colegii mei, Victor Ponta și Liviu Dragnea, împreună cu președinții Consiliilor Județene, am ajuns la concluzia că imediat când se va termina restructurarea ministerelor Guvernului României, acel procedeu de angajare cu 1 la 7
va dispărea. Deci procedeul va deveni unul la unul. Iar în funcție de mersul economiei românești, evident, vom ajunge cu determinare la o administrație profesională pentru cetățeni, care să fie și să servească, de fapt, doar cetățeanul. Pentru că eu nu-mi doresc să facem regiuni neapărat ca să existe regiuni. Nu doresc să fie regiuni ca să ne lăudăm că avem regiuni. Nu. Eu vreau ca un politician serios să mutăm puterea nu neapărat lângă cetățean. Pentru că și acolo e o problemă. Cetățeanul nu-ți pune mâna pe clanță niciodată la ușa biroului sau la ușa instituției pentru că îi ești drag, pentru că te place, pentru că are el așa, a venit lui să vină la primărie, la Consiliul Județean, la forțele de muncă, la direcția sanitară sau la spital. Cetățeanul pune mâna pe clanțele acestor instituții numai atunci când au necazuri, numai atunci când au probleme. Iar noi avem datoria să-i respectăm pe cetățeni pentru acest lucru și avem toată determinarea și trebuie să dăm dovadă că suntem și suntem capabili să le rezolvăm problemele. În alt mod, eu nu văd lucrurile și nu pot gândi ca șef al administrației publice județene, ca și coordonator al autorităților locale din comunitatea județului Vrancea. Este de datoria noastră să procedăm în consecință, pentru că numai astfel le vom dovedi cetățenilor că noi suntem cei mai buni ca să gestionăm treburile comunității și, evident, problemele lor de zi cu zi. Dragi prieteni, în perioada următoare n-aș vrea să vă spun acum și să vă enumăr care sunt demersurile pe care le-am făcut și pe care le vom face, pentru că Focșani trebuie să devină un oraș, sau așa îmi doresc eu, să fie cel mai frumos, cel mai civilizat și cel mai prosper oraș din România. Vom face eforturi mari. Pentru că mai sunt unii cârcotași care tot timpul ne aruncă pe prima pagină Vrancea cel mai sărac județ al României. Vrancea cel mai ultimul din coadă. Vrancea, stimați colegi, aceste lucruri sunt doar pentru a critica conducerea administrației. Pentru că, în realitate, lucrurile nu stau așa. Dacă ar scrie cârcotașii ce fonduri europene s-au investit în Vrancea, ce realizări există la nivelul județului Vrancea, ce sume investite în lucrări publice și în infrastructura care deservește cetățenii județului Vrancea, ar spune adevărul. Când Vrancea a apărut în topuri ca fiind județul care a primit cele mai multe subvenții bugetare în ierarhia județelor țării, cârcotașii n-au mai spus acest lucru. Dar vreau să vă spun un singur lucru. În acel an, Vrancea a înregistrat cea mai mare subvenție de la bugetul de stat și în paralel din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, datorită faptului că în Vrancea au fost calamități și au fost inundații catastrofale. Inundațiile din 2005 au produs
pagube de 3.300 de miliarde la nivelul infrastructurii drumurilor județene și comunale în județul Vrancea. Am încercat atunci, știți foarte bine, să determin conducerea statului român și a guvernului să aloce sumele necesare. Din nefericire, s-a certat primul ministru cu șeful statului și n-au mai reușit acest lucru. Și atunci, așa cum bine știți, eu am luat calea Bruxellesului. Și prin înțelegere și prin presiune am reușit atunci să deschidem aplicațiile privind FSUE, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, iar din 69 de milioane de euro cât Uniunea Europeană a pus la dispoziția României, județul Vrancea a tras pe proiecte și pe aplicații absolut corecte suma de 39 de milioane, în așa fel să putem repara întreaga infrastructură a județului nostru. Altfel n-aveam nicio soluție. Singura soluție era declararea stării de urgență pe care șeful statului a refuzat-o cu obstinație. Ba mai mult decât atât, a spus cu acel prilej, dacă vă aduceți aminte, singura stare de urgență a lui Marian Oprișan este la DNA. Și așa a fost. De 7 ani de zile, eu, ca și toți ceilalți colegii mei, care au fost chinuiți și hăituiți de fosta putere politică, de 7 ani de zile fac navetă la tribunal. N-am făcut o cerere de amânare în acest dosar. Și cu toate astea, soluția nu mai vine. Eu vreau, cu acest prilej, să vă spun că nu contează ce sacrificii și ce eforturi facem. Important este să ne ridicăm deasupra tuturor cârcotașilor, deasupra tuturor răutăților și când punem seara capul pe pernă, demnitari sau funcționari publici ai statului român ce suntem, să avem conștiința împăcată că în ziua respectivă a mai ajutat niște cetățeni, a mai rezolvat niște probleme ale oamenilor. Și atunci, într-adevăr, vom ajunge la o administrație profesională. Dragii mei colegi, nu vreau să închei înainte de a vă spune un lucru foarte important. Eu cred cu toată forța și cu toată tăria că singura rezolvare a lucrurilor din comunitatea noastră ține doar de măestria, determinarea și capacitatea celor care conduc, dar în special de munca, și spun încă o dată, munca funcționarilor publici și ai cetățenilor județului Vrancea pentru a avea o comunitate mai bună, mai prosperă, în care să trăim în înțelegere și pace, prietenie și respect reciproc. Munca este singura soluție. Iar învățătura, căruia noi va trebui să-i dăm o atenție mărită în următorii ani, învățătura este singura cale de a scăpa de sărăcie. Și pentru asta trebuie să milităm cu toată forța pentru a avea un învățământ profesionist, un învățământ din care copiii noștri să iasă încrezători în viață, să-și găsească locurile de muncă și să realizeze ceea ce cu toții ne-am dorit întotdeauna. Să fie capabil să construiască o societate prosperă. Pentru că dacă nu ne vom apleca cu multă atenție asupra acestor lucruri, nu vom ajunge nicăieri. Dar aici, pentru rezolvarea acestor lucruri, sunt chemate mai multe instituții. E chemat Parlamentul Țării, Guvernul, autoritățile locale, dascălii, profesorii, medicii. Pentru că pe fiecare componentă în parte avem de construit și avem de reparat și avem de normalizat situații
care trebuie absolut normalizat. Nu este normal ca profesori să emigreze din România. Așa cum nu este normal ca medici și personal medical să emigreze din România. Nu este normal să pregătești studenți în facultățile românești care după ce și-au încheiat studiile părăsesc această țară fără niciun fel de urmă de regret. Nu. Toate aceste lucruri trebuie normalizate în așa fel încât România să nu mai aibă deficit. Nici în forța de muncă, nici în medici, nici în profesori, nici în personal medical. În niciun domeniu de activitate nu trebuie să avem lipsă de forță de muncă. Pentru că România este capabilă cu o conducere serioasă, o conducere înțeleaptă, cu o conducere determinată să facă ceva pentru țară, este absolut normal ca aceste lucruri să nu mai fie o problemă pentru țara noastră. În final, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru modul în care v-ați desfășurat activitatea în Partidul Social Democrat. Să vă spun că sunteți o organizație puternică, dar în fața provocărilor viitoare aveți nevoie și avem nevoie de o organizație foarte puternică. O organizație care să-și deschidă porțile, o organizație care să fie principalul motor și determinare pentru rezolvarea problemelor cetățenilor județului, municipiului Focșani. De ce vă spun acest lucru? Cetățenii au încredințat conducerea comunității Partidului Social Democrat, nu unor persoane. Pentru că trebuie înțeles foarte clar. De data aceasta am câștigat categoric și pe baza unui vot negativ. Vot pe care cetățenii l-au dat împotriva puterii portocalii. Adevăratul test pe care îl vom trece din punct de vedere electoral și al capacității noastre de a rezolva problemele cetățenilor va fi în anul 2016. Dacă nu în 2016 USL-ul sau Partidul Social Democrat, cel puțin până atunci, în 2016, avem o înțelegere politică, o coaliție care este normal și necesar să funcționeze. Dar în 2016, Partidul Social Democrat trebuie să demonstreze că în acești 4 ani de zile a fost capabil să facă cetățenilor din județul Vrancea și din municipiul Focșani o viață mai bună. Vă mulțumesc și să vă dea Dumnezeu să vă mulțumesc.